Gata? Da. De ce te-ai luat, mă, de mine că am adus scaunul ăsta? A? Hai, zi repede. Tu ai spus că nu știi de ce l-ai adus. Păi, nu știu, știu de ce l-am adus, pentru că am avut nevoie de el ieri, când am făcut niște teste. Da, maca, 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 maca. Dragilor, bine ați venit la un nou mailbox. Un mailbox ciudățel din cam multe puncte de vedere. O să vedeți despre ce este vorba. Nu o să o lăim foarte mult și o să intrăm direct în subiect. Să înceapă mailbox-ul. De la Mihai avem un prim mail, părere desktop dezvoltare, salut pisigarași și configurații custom, ați recomandat pentru dezvoltare programare până în 7000 de lei. Aveți ceva ieșit de pe stoc, este vorba de un sistem Brendel Precision 3460 cu procesor Intel Core i9-12900, 16 GB RAM, 512 GB SSD și evident UHD-ul 770, placa video integrată în procesor și Windows 11 Pro. Respectiv am găsit ceva de la un alt magazin doar ca idee. E vorba tot de un Lenovo, de data asta din gama ThinkCenter Neo 50S cu i9-12900, 16 GB RAM, SSD 512 GB și la fel UHD grafic 770, dar de data asta fără sistem de operare. Nu sunt interesat de placă video dedicată, respectiv OS preinstalat. Mulțumesc anticipat, Sebastian. Dezvoltare și programare, dar într-adevăr ai nevoie de un procesor bun spre foarte bun. Asta o știu de la mai mulți membri ai comunității noastre, dar și de cei de la programare de la noi. Ce am reușit eu să fac pentru tine? Păi nu fac eu. Păi dacă nu fac eu, atunci cine? Am făcut un wishlist în prima fază cu DDR4, Kingston Fury Beast 32 de giga, atenție, DDR4 la 3200, plac de bază Asus TUF Gaming B660M plus de 4, carcasă DeepCool CC560, sursă Seasonic de 650W, certificare 80 plus Gold, cooler, CPU ID Cooling, Auraflow X240 EVO și în ultimul rând, i9-13900. Prețul ăsta, surprinzător față de ce ai găsit tu, 5551 de leuți. În cazul în care, am mers și pe a doua variantă, în cazul în care vrei să te duci la următor nivel și anume la DDR5, încă un wishlist cu Kingston Fury Beast 32 de giga, DDR5 la 5200, carcasă DeepCool aceeași, CC560, sursa este aceeași, SSD-ul, cred că la ăsta am uitat, nu, n-am uitat SSD-ul, m-am speriat, am crezut că am uitat SSD-ul. La ambele configurații, SSD Kingston N2 de 1 Tera PCI Express 4.0, același cooler, ID Cooling Auraflow X200, același procesor, Core i9-13900, dar placă de bază schimbat cu MSI Mag B760 Tomahawk Wi-Fi, pentru a fi compatibilă cu DDR5. Prețul 6067 de lei. Atenție, fără sistem de operare. Bănuiesc că ai licență de Windows și de asta nu ai vrut cu sistem de operare preinstalat. Diferența între cele două, de ce la una e 5500 și la alta e 6000? Pentru că diferența este dată de standardul DDR5, respectiv suportul pentru DDR5, adică placa de bază. Have fun! Andrei, recomandare placă video 2 years later. Saltări, exact după 2 ani de când spuneam în mailbox că GPU is still a dream nowadays, m-am gândit că a sosit timpul să facem un upgrade bătrânicii Gigabyte Aorus Radeon RX 570 4GB GDDR5 256 bits. Am văzut că ar fi un mic bottleneck între placa video și procesorul din build-ul meu curent. Așadar, v-aș fi recunoscător dacă mi-ați oferit câteva sugestii de plăci video într-un buget de 1500-2000 de lei. Nu urmăresc să fac achiziția imediat, deci dacă se vehiculează că ar urma ceva stocuri pentru anumite modele ce merită luat calcul, mai pot aștepta. Ca și context, ce-mi place cuvântul ăsta, sunt rebunii după el. Pentru ce se dorește și ce există, deja avem următoarea placă de bază Gigabyte B450 de DS3HV2, sursa Enjoy Wooden 650W 80 plus Gold, procesor AMD Ryzen 5 3600, upgrade la
upgrade de la Ryzen 3 1300X, memorii Good RAM 2 8 GB de 4 la 3200, upgrade de la Corsair LPX 1 ori 8 GB de 4 la 2400 și carcasa Kirin Canon plus RGB. Hai cu mailbox-ul și cu buna dispoziție. Mulțumesc, Andrei. Măi, Andrei, eu am pus un filtru cu o limită de preț la 2100 de lei, nu de altceva, dar niciodată nu știi cum găsești o placă grafică la 2036 de lei, o placă grafică bună. Și de ce să nu mai investești încă 36 de lei și după aia să-ți pară rău? De ce să nu faci lucrul ăsta? Ai de unde să alegi. În speță, RTX 3060 sau RX 6700 XT de la AMD. Astea sunt cele două modele pe care eu ți le recomand. Și ar mai fi încă unul despre care se vorbește de foarte multă lume. Și asta și grație driverelor ce sunt mai bine puse la punct decât în data lansării, și anume Intel Arc A770. Alegerea este strictă ta, pentru că la tine este bugetul, tu știi cât poți să te întinzi cu acest buget, dar eu ți-aș recomanda, dacă te gândești la Nvidia, să nu te duci sub RTX 3060 și dacă te gândești la AMD, ia 6700 XT-ul, pentru că nu o să-ți pară rău. Pe de altă parte, încă o dată o spun, să iei în calcul și Intel Arc-ul A770. E surprinzător de ok. Indiferent că este el produs de către ASRock. Indiferent. E bine de tot. Noi am avut-o pe aia la teste, parcă. De la ASRock. Parcă. Nu mai știu exact, dar parcă. Da, exact. Arc Intel A770 Phantom Gaming DOC. Păi am avut-o noi la review și ne-a plăcut. Urmărește review-ul ce l-am urcat în urmă cu ceva timp pe PC Garage TV, aici. Ionuț, merită upgrade de CPU sau sistem nou? Saltare! Am următoarea configurație. Placă de bază MSI X570 Gaming Edge Wi-Fi. O placă bună. O placă bună. CPU Ryzen 7 3800X, RAM 32 de giga la 3200, sursă 850W, certificare 80 plus Gold, Corsair, placă video AMD 6700XT, voilà. Monitor Alienware AW3821DW, joc la rezoluție 3840x1600, ar merita să cumpăr un 5800X3D plus 4080x4090, sau să fac un sistem nou cu generația nouă de la AMD cu aceeași placă video? Mulțumesc, Ionuț! Asta depinde foarte mult de bugetul pe care l-ai tu. Depinde foarte mult de bugetul pe care l-ai tu, pentru că în momentul de față, dacă tu vrei să faci upgrade sistemului tău, o să iei după cum urmează. Procesor, placă video și cam atât. În cazul în care te gândești să treci pe următoarea generație pe actuala generație de la AMD, și anume seria 7000, o să trebuiască să iei așa, procesor, placă de bază, RAM și placă video. 4 versus 2 componente. Dacă dispui de buget să faci această investiție, treci pe generația nouă de la AMD. Dacă bugetul tău este limitat, atunci mergi pe 5800X3D sau, de ce nu, chiar pe 5950 de la AMD, cu un 4080. Eu cred că este arhi suficient. Dar de ce ai dat tu la o parte 6700XT ăla? Pentru că 4080 e mult mai puternic decât 6700XT. Da. Voilà. Cătălin, salutare, mă numesc Cătălin și am întâmpinat o problemă la placa video. Am construit calculatorul acum 3 luni în configurația. Am de Ryzen 9 7950X, 64 de GB RAM DDR5 Corsair Vengeance la 6200 MHz, placă video Gigabyte Aero 4090, sursă Corsair Platinum la 1200W, nu mai știu modelul, placă de bază Gigabyte X670 Master. Problema este că intru în jocul gen Hogwarts Legacy, placa video stă cu ventilatoarele oprite până când ajunge la 60 de grade, ceea ce este normal, dar după 10 minute placa s-a la 65 de grade, ventilatoarele pornesc foarte zgomotos la viteză maximă și monitorul devine negru complet, deși aud în boxe că jocul merge în continuare. Moment în care trebuie să opresc calculatorul și să repornesc. După câteva opriri de genul începe să meargă normal, care ar fi problema? Pâs! Am vorbit cu cei de la Nvidia, am dat rollback la driver, dar problema este aceeași. Are toate update-urile la zi, deci nu am omis nimic. Pâs!
I-am zis eu, am mai dat un mail. Dacă ajută, am un monitor Samsung Odyssey R55, mulțumesc pentru răbdare și mult succes cu ceea ce faceți. Ah! Problema asta este de hot, de foarte mult timp, de pe la seria 900 de plăci grafice de la Nvidia. Nu are niciun fel de legătură cu driverele, nu are niciun fel de legătură cu update-urile Windows-ului sau update-urile jocurilor, ci pur și simplu are legătură cu sursa. Am tot săpat și sunt thread-uri deschise și pe Reddit sunt thread-uri deschise de prin 2016-2015 cu acest gen de problemă în care se intră într-un joc, după o perioadă foarte scurtă de timp, black screen, dar sunetul este în background, în căști sau, de ce nu, chiar pe monitor, acolo unde există difuzoare pe aceste periferice. Ce cauzează lucrul ăsta? E, iarăși am săpat pentru că mă așteptam să zică cineva că, domne, e amperajul. Nu este amperajul, ci pur și simplu are legătură cu voltajul de pe railul ce se duce, ce alimentează placa video. Așadar, și prin urmare, trebuie să faci un test dacă nu ai altă sursă. E extrem de ciudat, este extrem de rău pentru că o să trebuiască să trimiți sistemul de unde l-ai cumpărat să se facă teste pe sursa respectivă, eventual să se înlocuiască. Problemele sunt foarte dubioase, dacă pot să-i spun așa. Poate că ai avut tu parte de o sursă dintr-un stoc mai slăbuță pe partea de voltaj. Cert este că foarte, foarte mulți utilizatori au făcut zeci de teste cu drivere vechi, cu drivere noi, cu... Dar ce n-au făcut? În momentul în care s-a trimis la serviciul de unde a fost achiziționat sistemul, s-a constatat că de vină este sursa, respectiv voltajul de pe railul alimentării plăcii video. Asta este. Gabriel, căști gaming. Salutări, GPBC Garage, eu sunt Gabi. V-am mai scris un mail aproximativ acum un an și m-ați ajutat să fac aici un monitor de gaming. Însă acum se schimbă topicul. Dețin o pereche de căști Logitech G432 de mai bine de 3 ani, iar de ceva timp întâmpin probleme cu microfonul, deoarece acestea nu mai sunt în garanție. Mi-am permis să le desfac și să cercetez care este problema. Izolația firului microfonului s-a uzat tot odată cu împământarea firului, cel mai probabil din cauza faptului că acesta are un sistem de mute-unmute prin rabatarea microfonului, iar aceste mișcări au făcut ca acestea să se uzeze. Bună constatare! Prin urmare, am decis să le înlocuiesc cu o nouă pereche de căști. După câteva căutări, am ajuns la 3 variante și aș avea nevoie de ajutorul vostru pentru a-mi face decizia mai ușoară. Criteriile sunt următoarele: să fie 7.1 surround, să aibă un microfon bun, buget 600 de lei plus minus și să nu aibă microfon rabatabil. Pentru a evita această problemă cu microfon. În privința faptului dacă să fie wireless sau wired, nu mă pot decide, acesta având un preț mai măricel și nu știu dacă îmi trebuie acest feature. Prin urmare, am ajuns la aceste modele. Acest feature îți trebuie în momentul în care ești dat de prea multe cabluri pe birou, nu mai vreau cablurile astea. Atunci poate să intervină acest aspect, dacă pot să-i spun așa. Ce a ales? El a ales Logitech G Pro X, HyperX Cloud Alpha S și HyperX Cloud 2 Wireless. Modelul de la Logitech îmi place prin prisma faptului că microfonul are acel Blue Voice, care a îmbunătățit calitatea sunetului adaptat în microfon, iar modelul Alpha S are aceleași aerisiri, ca să le zic așa, pentru bas. Mi se pare un feature interesant. Ultimul model, doar din cauza faptului că sunt wireless, este evident Cloud 2 Wireless. Există diferențe mari între G Pro X și Alpha S. Credeți că mai sunt modele chiar și wireless în acest buget care merită atenția și să îndeplinească criteriile de mai sus? Îmi cer scuze pentru mail-ul lung, însă am vrut să fie suficient de detaliat. Mulțumesc anticipat și respect. Să aveți o zi frumoasă! Aici am mai băgat în ceață și pe mine, nu de altceva, dar G Pro X-ul are un sunet ok, iar microfonul este superb. Microfonul poate să înlocuiască fără niciun fel de problemă un microfon de streaming. Chiar da. Din punct de vedere al calității audio, cred că Alpha S-ul, și asta datorită acelor camere pe care le-ai văzut și tu un pic mai devreme și poziționarea, hai să zicem,
butoane de împingere a camerei difuzoarelor. Nu știu, foarte greu de decis. Dar dacă ai nevoie de un microfon foarte bun și un sunet bun al căștilor, eu m-aș duce fără niciun fel de discuție spre Pro X. M-aș duce fără niciun fel de discuție spre Pro X. Deci topul ar fi Pro X, Alpha S și, nu, și ultimul, dar nu ce din urmă, Cloud Wireless. Ar mai fi altceva în bugetul ăsta? Da, ar mai fi voidurile de la, de la Corsair, dar acolo e o problemă pentru că microfonul este rabatabil. Deci nu, exclus. Top, încă o dată, pentru ultima oară, G-Pro X, Alpha S, Cloud Wireless. De la Octavian este ultimul mail. Salutare, Mădălin, Răzvan și restul echipei PC Garage. Dețin un Asus TUF F15 cu i5-11400, 8 GB RAM, SSD 512 GB, RTX 3050 4 GB. Pe viitor mă doresc să-i fac upgrade memoriei RAM la 16 GB. Dacă se poate să fac upgrade, îmi voi pierde garanția. Mulțumesc anticipat. Este un lucru pe care l-am învățat de la un bun prieten al meu de la Asus. Atâta timp cât în pachetul produsului, dar și pe site, la modelul respectiv, există manual în care ți se spune, ți se arată cum să faci upgrade, nu pierzi garanția. Nu pierzi garanția. Iar pe această platformă, pe TUF F15, există în site-ul Asus un manual în care ți se spune exact în ce ordine îți desfaci șuruburile, unde sunt dispuse locașurile de memorie și cum trebuie să le înlocuiești și așa mai departe. Deci nu pierzi garanția. E ok dacă să faci upgrade? Da, eu m-aș duce spre 16 GB fără niciun fel de discuție și pe viitor aș mai adăuga un SSD. De ce nu? Așadar și prin urmare, pentru cei ce se gândesc, am un laptop. Uitați-vă pe site-ul producătorului. Dacă pe site-ul producătorului există manual prin care vi se arată cum să adaugi memorie RAM sau cum să înlocuiești memorie RAM, cum să înlocuiești SSD, unitatea de stocare tip SSD, atunci nu se pierde garanția. Punct. Ce trebuie să aveți grijă, în schimb, în momentul în care desfaceți capacul de pe spatele laptopului, prima operațiune pe care trebuie să o faceți, să desprindeți mufa bateriei, astfel încât laptopul să nu fie alimentat de nicio culoare. De nicio culoare. Asta este. Acestea au fost mail-urile de astăzi. Un mailbox un picuțel mai scurt. Îmi fac mea culpa. Asta este. Vă așteptăm în continuare mail-urile pe cele două adrese pe care le știți, live@pcgarage.ro și formularul din site-ul pcgarage.pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, eu am fost Mădălin, în spatele camerei este Vlăduț. Nu zici nimic? Te-ai pus în spatele camerei. Vă doresc să aveți o zi cât se poate de liniștită. Ciao, guys!